estimații, dragi și scumpe mei profesori, învățători, educatori, vă felicit și eu cu această frumoasă zi și, paralel, aș vrea să spun că toți cei din jur, începând de la conducerea raionului și finalizând cu cei care se gătesc în localitățile rurale, să țină minte că învățătorul pentru mine este un om sfânt. Și trebuie să fac tot posibil să ascult, să iau, să reacționez, dacă e vorba de copil. Eu mă bucur foarte mult când raionul de Alovene, toată echipa de conducere este tânără. Eu îi salut pe acești trei tineri dragi băieți, care sunt ferm convins că n-au uitat cine i-a învățat să țină tot cu mână, n-au uitat cine i-a pregătit, i-a făcut oameni, și vă ține minte pentru totdeauna că învățătorul este sfânt. Vă spun asta din cauza că am trecut etape foarte grele. Atunci, în 98, când am venit în fruntea sindicatului, salariul mediu în învățământ era $13. Când le spuneam la colegii mei de peste hotare, îi mă întreba pe oră sau poate pe zi. Eu zic pe lună. Dar cum trăiesc? Uite așa. Am trecut etape foarte grele. Și nu vreau să fac istorie. Dar în ultimii ani am căpătat 3 majorări succesive una după alta. Unii spun că e puțin și eu vă cred. Și că trebuie mai mult, că tot nu ne ajunge. Ne atacă prețurile. Alții spun că mulțumesc și de atâta. Și astăzi mă uitam la acești tineri specialiști și mi-aminteam cum veneau ei anterior și cum îi întâlneau. Eu astăzi rog conducerea raionului să țină minte că acești tineri trebuie să rămână la dumneavoastră în raion pe mult timp, dar poate și pentru totdeauna, că viața așa este. Și să faceți tot și să cade pentru dânsii, să obțin măcar ceea ce este stipulat în lege. Să simte atenția și căldura din partea conducerii. Dar colectivele pedagogice să-i aibă în pază, în grijă, să știe că ei trebuie să învețe de la dumneavoastră cei cu vechime muncă cât mai mult. Și cred că au de unde învăța și ce sublinea pentru deși. Eu nu vreau să vă iau mult din timp, dar am venit să invit încoace, adică vă rog să eu am să mă cobor singur. Deci, Petru Moldovanu a fost un lider sindicat al raionului Iaoveni mulți, mulți, mulți ani. Astăzi, mă rog, este la o defla bine meritată și vreau să-l salut și să înmânez o diplomă de onoare a Consiliului General și cu un suport simbolic de... De asemenea, am venit cu aceea pe Constantinova Tatiana, președintele Comitetului Sindical Liceul Teoretic Meștici. Doamna Postolache Ioana. Mai bun, măcar că în prezent se găsesc niște deșalțe din alte ramuri care
încerc să ne inviteze. Dar noi așa suntem moldoveni, nu putem să ne invidem unul de altul. Mulțumesc să trăiți!